În această conferință vom aborda prostituția din mai multe puncte de vedere. Juridic, teologic, sociologic, psihologic și, nu în ultimul rând, istoric. Pentru a putea avea o privire de ansamblu asupra acestui fenomen și cum afectează el societatea românească de astăzi și cum a afectat el societatea românească de ieri. Pentru a afla mai întâi de toate bazele problemei, cum este prostituția și cum a fost prostituția în România, vom începe cu o abordare pe domeniul istoric. O abordare unde ne va vorbi domnul comisar șef Florin Șinca, un membru de seamă al Poliției Române, care a scris 5 volume despre istoria Poliției Române, dintre care unul publicat într-o ediție trilingvă. Dânsul este de asemenea doctor al Facultății de Istorie al Universității din București. Ca atare, nu puteam găsi o altă persoană mai potrivită pentru a ne vorbi despre istoria prostituției în România. De asemenea, îi mulțumim pentru faptul că ne ajută cu această conferință, în ciuda faptului că a fost pe tura de noapte, din câte am înțeles, în seara precedentă. Astfel, îi urăm bun venit pe scenă și îi vom asculta cu mare interes prezentarea. Doamnelor și domnișoarelor și domnilor studenți, sunt onorat să vin aici în mijlocul dumneavoastră la invitația Asociației Studenților în Drept din Universitatea din București, personal al domnului Daniel Petrache. Consider că sunt în mijlocul unor oameni importanți care vor face obiectul peste an, obiectul bârfelor și aș spune injuriilor colegilor mei care vor prinde hoții, iar dumneavoastră îi veți face scăpați. Aș spune că vin într-o dublă ipostază fața dumneavoastră, aceea de căutător în arhivele cotrocite ale poliției. Am reușit să adun și eu vreo 2000 de pagini de istoria poliției din 2006, de când am apucat, adică relativ târziu. Fenomenul prostituției nu a fost unul central în abordările mele. Am căutat doar mai mult din punct de vedere instituțional, al abaterilor, al elementului etnic, al legislației, al organizării și așa mai departe, însă el a fost tangențial și m-am întâlnit cu el. Dacă aș fi avut mai mult timp, aș fi prezentat chiar un montaj strict pe fenomenul prostituției, elemente de informație de arhivă, plus ce s-a mai scris și presa vreme. Cea de-a doua ipostază în care mă aflu în fața dumneavoastră este cea de ofițer operativ de poliție. Lucrez în Direcția Operațiuni Speciale din Inspectoratul General al Poliției din 1993. Firește sub altă organizare, de atunci am făcut numai muncă de teren. Și aș îndrăzni o a treia ipostază, aceea de creștin ortodox, oarecum mai de modă veche și mai vistat așa în păreri vechi. Dintr-un început, doresc să vă spun că documentele de arhivă care să arate fenomenul prostituției sunt destul de rare. Practic, cauți acum carul cu fâr. Și aici ne referim la Arhivele Naționale Istorice Centrale, de aici de aproape, peste drum de Cismigiu, unde este fondul Direcția Poliției și Siguranței, sau Direcțiunea Generală a Poliției, și Arhivele Municipiului București, de pe calea Văcărești, unde este fondul Prefectura Poliției Capitale. Așadar, fenomenul prostituției nu apare explicit, nu sunt sinteze în documentele polițienești, însă apare toate statisticile, în ședințe de bilanț, în rapoarte, în note informative, apar aici și acolo informații.
Voi începe cu perioada aceei bucureștilor, predecesoarea Poliției, Direcției Generale a Poliției de azi, a Poliției Capitale, mai pe scurt, adică perioada cuprinsă între veacurile al XVII-lea și Revoluția de la 1848, când, după cum știm, după model francez, instituția polițienească a Capitalei capătă denumirea de Prefectura Poliției. Expunerea mea se va axa în principal pe considerații istorice, statistice și polițienești, mai puțin legislative, unde este domeniul dumneavoastră, deci nu pot să vin să vând castraveți la grădinar. Citez. Votul sau supuitoriu se cheamă acela care are numiere în casa lui, le ține pentru dobânda, adică câștigul lui, care le-și dau trupurile de le spurcă bărbații, cei răi și fără omenie, pentru puțină dobândă care este pierzătoare de suflet. Acesta este textul într-un document din 1652. Este vorba de îndreptarea legii tipărită la Târgoviște de către domnitorul ctitor Matei Basar. Mai târziu, mama care își prostitua fiica era însemnată la nas, iar cea care îndemna fata la desfru era pedepsită de pravilă cu vărsarea de plumb topit în gură. Bărbatul care își exploata nevasta era ucis după ce, dezbrăcat, era purtat prin târg legat de un măgar. Fac precizarea că dacă astăzi s-ar aplica aceste prevederi, cel puțin în capitală, numărul măgarilor ar fi neîndoiesculător. La atât de mulți pești avem. În vremea domnitorilor fanarioți, la 25 noiembrie 1794, mitropolitul Ungro-Vlahiei, Țării Românești, Dositei Filitii, a cerut domnitorului fanariot Alexandru Moruzi, citez, să pună stabilă lățirii păcatului curviei și ia, Doamne, măsuri pentru a nu mai vătăma sufletul și a nebuni trupurile. Așa se spunea în acea epistolă adresată Domnului. Am încheiat citatul? Evident, domnitorul n-a pus. El a dat totuși domnitorul la 28 noiembrie 1794 un pitac, o poruncă, Marelui Agă și Marelui Spătar. Aga și Agia aveau competență teritorială în capitală, cele două capitale, Iași, respectiv București, Spătăria avea în teritoriu. Reiau, a dat un pitac, o poruncă Marelui Agă și Marelui Spătar, ca fără mijlocia zacșilor, adică a slujbașilor, ei înșiși să ia grabnice măsuri pentru ca femeile nemăritate și fără de stăpân să nu mai stea prin cărciuni și să le trimită la fabrica de postav. Vă dați seama de postăvărie de ardealuri. Puțin mai târziu, trebuind să-și satisfacă nesățioșii și stăpâni de la Istanbul, domnitorul fanariot Ioan Caragea, 1812-1818, după cum știți, care a rămas mai mult în istorie cu denumirea de vremea lui Caragea, ciuma lui Caragea, ciuma adusă de oștile turcești la podul Beilicului, aici unde se intre pe calea Șerban-Vodă. Deci, în vremea lui Caragea, acesta pune 2 biruri noi, absolut noi, până atunci. Este vorba de birul temniței și birul femeilor rele, care erau denumite în acea poruncă chiramele, cu capa. Chiramele. Inedita taxă trebuia să aducă numai puțin de 100.000 de piaștri anual. Asta arată nivelul deosebit ridicat al prostituției dâmbovițene. Acumulând o imensă avere, domnitorul a plecat, a părăsit scaunul și țara în septembrie 1818, deci a apucat foarte puțin din aculege roadele, să spunem, venitul acestui rezultat din acea poruncă. O altă informație istorică o avem în capitala anilor de după Revoluția de la 1848.
Atunci s-ar părea că primele măsuri de înfrânare ale acestui flagel s-au luat în 1856, așadar înainte de unirea celor două țări surori, din 1859, un rol deosebit avândul comisarii de vâxea. Aici fac o mică paranteză pentru a înțelege ce erau ei. Ei erau astăzi șefii de sectoare de poliție din București. Niște oameni foarte importanți, practic un sector din București este cam cât un județ. Deci acești comisari care stăpâneau, comandau o comisie, ei practic aveau un sector bucureștean. După cum știți, capitala a fost împărțită în văpsele, boiele, cum li s-a mai spus, sectoare, colori și acum iarăși s-a revenit la sectoare. Iată, la 15 ianuarie 1856, în timpul ocupației austriece, comandantul comandatorii militare Chezarul Crăiești a capitalei, generalul Maior Popovici, care era și comandant militar al armatei, armatei de ocupație, citez, face cunoscut onorabilei poliții că ostașul Iohan Pozar, din regimentul 52 al arhiducelui Franz Karl, a dobândit boala lumii, pentru care fu predat la spitalul militar. El arată în declarația dată polițiștilor că ar fi luat această boală de la o damă anume Viurgioala. Atât a înțeles el acolo. Evident, era vorba de Margioala. Cu șederea Mahalaua Manea Brutală, Vâxeaua Galbă. În zona, pentru cei care nu sunteți bucureșteni, este biserica există și astăzi, Manea Brutală. Aici unde a făcut monstruozitatea asta, Catedrala Plața, Catedrala Sfântul Iosif, Câmpineanu, pe traseul la 368. Grivița, zona, aici este, era Mahalaua Manea Brutală. Așa. Pentru aceasta făcea cunoscut onorabile poliții spre a hotărâ ce va găsi de cuvință, spre a regula problema, șeful poliției, un boier cu rang de ag, a poruncit comisarului Vâxele Galbene, citez, să supună vizitației doftoricești. Pe sus zisa damă de consumație și să raporteze pe dată. O zi mai târziu, ostașul Franz Michler, din același regiment, avea boala de la o altă damă, zisă Osanița. O fi fost o țațamiță, așa tot a înțeles eu. Ea avea șederea în Mahalaua Scaune, la 9, adică numărul 1748, adică mai aproape de noi, aici la Colțea, după cum știți, zona asta, Colțea, strada Slănic, parchetul de pe lângă Tribunalul București, unde probabil a spus în altă calitate că mă duc eu și așa, era zona Scaune, îi spunea așa pentru că erau scaunele măcelare. Iar spre colți aici, unde a făcut spătalul Mihai Cantacuzino minunăția asta de biserică și tot ce aici, erau sărani, cei care veneau cu sarea de la Slănic. Toată zona aia a fost construită cu sarea extrasă de la Slănic, bravo. Deci aici, țațamița asta din Tantimița, din Mahalaua Scaune, la 3 februarie, se înregistrează alte cazuri de boală luate de la dame publice, li se spune, deci dame publice, citesc din document, din mahalalele dealului Spirii și Calicilor. Adică unde avem alt fel de prostituție acum, la Palatul Camarilor. Care place. Dar trebuie să mă adresc ca și eu. De aceea, sporindu-se aceste cazuri în care erau implicate, citesc, muierile cu apucături rele, care au căpătat aspect, aceste cazuri, au căpătat aspect de adevărat fenomen, pentru a avea controlul, Poliția Capitalei București, București, a înființat livrezoane, livrezoane, adică condicuțe pentru prostituate. Iată o cerere a Comisiei de Albastru, adică către poliție. În regularisirea damelor publice, dovedite până acum lăcuitoare în acest cuprins, trebuință fiind de 50 de livrezoane, luați măsuri cu tot respectul să se răspundă onorabilei poliții ca să binevoiască trimiterea acestui număr de livrezoane pentru sfârșitul sus arătat. Comisar Ștefan Vlădescu. Rezoluția a fost următoare. La dielă, adică la dosar, fiind că s-au mai dat mai înainte livrezoane și de ce tot cereți? Comisia Vâxeni
prin Vărsării Verde, prin comisarul Nicolae N. Mihăiescu, a cerut și mai mult. 100 de livrezoane pentru cele ce n-aveau. Asta arată amploarea fenomenului. Ceea ce arată că nu erau suficiente hârtiile de la început. Nu i s-au dat decât jumătate. Iată rezoluția. Să se trimeată 50 de nu-i va nu va ajunge să mai ceară și altele. Altfel nu-i mai dau. Le lăsa ilegaliste. La 25 mai 1856, comisarul Colorii de Negru se adresează și el Poliției Capitalei. Onorabile Poliția Capitalei București, Comisia Vărsării Negre, scria Nantetru. Între alte dame care s-au consultat că merită să se înscrie în lista celor publice la noi, fiind și o Ștefana, fiica unei muțe din Mahalaua Olari, care oprindu-se a merge la vizitația de trebuință, ca și celelalte, sub pretextul că dânsa nu se cunoaște sub o asemenea categorie, care este insultătoare pentru domnia sa, s-au chemat la comisie spre a-i se face cuvenitele băgări de seamă. Și ea s-a împotrivit cu totul, mai ales pomenită mama sa de a o lăsa să vie, ci au venit cu dânsa, care după ce pe drum au insultat cu destule vorbe proaste pe epistatul Mahalalei, apoi și în canțelaria comisiei polițienești au îndrăznit fără vreo sfială și temere de Dumnezeu, familie și copil să ne înjure. Apoi, intrând și în presusfie asupra băgărilor de seamă ce s-au făcut cu destule blândețe de către noi, atât pentru împotrivire și urmare de a insulta pe epistat, cât și pentru fiesa că urmează a se supune măsurilor statornici pe care i s-au făcut cunoscute și s-au arătat iarăși cu destulă obrăznicie, strigând fără rușine și țipând că pentru fiesa niciodată nu v-au lăsat să merge, să meargă, să se viziteze. Că nu este damă, iar pentru insulta epistatului că i-ar fi blestemat numai pe soție și pe copii, iar nu pe el. După care comisia, deși au vrut a-i face dojana meritată mai cu seamă pentru graznica împotrivire și strigare de nepăsare, de cele ce se îndatora, chiar în presusfie, văzând că poate să devie vreo neorânduială pe cât o cunoaște, o ființă cu totul demoralizată, s-au mărginit, numai au raportat la onorabila poliție, cu tot respectul, împotriva urmare a acestei femei, rugându-vă pentru a ei dojană, după cum va binechipzui, ca nu și pe viitor să se mai întindă de o asemenea urmare și să respecte îndatoririle ce se impune de comisie de urmare a ordinilor ce are ședința. Am auzit niște chicoteri. Limba română evoluează, știți cu toți. Când vor citi referatele dumneavoastră peste 100 de ani, tot așa o să rădă. Rezoluția comisarului. Pe fiică, dacă e convins că face pe dama publică, s-o aducă cu execuție și s-o supuie măsurilor statornicite între aceste hârtii. Pe ea, ca una ce a îndrăznit să rădice respectul ei și al comisiei în parte și al unei cuvințe, s-o aresteze 48 de ceasuri neapărat în arestul comisiei și când necuvințele se vor repeta, să raporteze pe dată și să o bage la carcer. La 9 iunie 1856, Poliția Capitalei București, prin șeful poliției, Dimitrie Ghica, evident, un boieraș, pentru că toți au fost așa, șefii de atunci, se adresează Comitetului Sanitar al Capitalei. Asta n-am găsit din ce făcea parte, probabil era pe lângă primărie. Comitetul Comunicației Poliției Capitalei preschimbările unor doctori, dar, citez, sub semnatul se vede silit a face băgarea de seamă că pe câtă vreme acești doctori se atașează poliției ca slujbași ai săi, cuvința cea mai întâi este să se consulte despre aceasta prefectul poliției, căci Comitetul Sanitar este competent a cerceta capacitățile unui doctor, dar purtările și zelul pe care îl depune în deplinirea funcțiunilor sale rămân, firește, în atribuțiile prefecturii. Am încheiat. La 12 iunie 56, comisarul Topoloveanu de la Roșu raportat tot Poliției Capitale că după vizitațiile damelor publice care au fost găsite în București, vizitații făcute de doctorul și de mașa comisiei,
Deci exista și o moașă la comisie. De aici a venit sintagma asta, că miliția și poliția e moașa comunală. Ceea ce dintr-o parte de adevăr. Stai, nu mai știu unde a rămas. Așa. Că moașa comisiei, că după vizitațiile datelor publice făcute de doctorul și moașa comisiei și trimiterea la cură, citez, atunci când se înapoiază ca vindecate de către onorabila eforia a spitalurilor, Ministerul Sănătății de atunci, iată că se găsesc unele numai de mântuială cu reparația bolii. Deci, nu se detuneau cuvenitele eforturi pentru vindecare. Și Ministerul din Lământul, adică Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Interne de azi, și Ministerul din Lământul, prin Mihalache Grădișteanu, a intervenit. Un raport al doctorilor Văxelelor din 25 august 1956 arăta că epistații mahalalelor și subcomisarii despărțiturilor sunt singura autoritate competentă a hotărât dacă o femeie de o conduită dutoasă, îndoielnică, trebuie afigurat pe lista femeilor supuse vizitațiunii doctoricești. Dacă Poliția Capitalei dorea o reformă sanitară, se impunea ca un din adins amploiat al Poliției Centrale să fie numit neapărat pentru această slujbă. Datoria lui ar fi să meargă cu un ipistat, ipocomisar și chiar cu comisarul Văxelei pentru a face listă cu femeile publice care trebuiesc vizitate, cele care sunt ridicate de pe stradele Capitalei, la activitate trebuind să participe și directorul comisiunii. La 18 iunie 1956, luase adevărate proporții și generalul Popovici a cerut cinstitei poliției a Principatului Valahiei să intervină. La spital fiind deja internați 150 de soldați. Pentru cine nu știe, numărul era foarte mare, chiar și numărul îmbolnăviților din București. București era zona asta unde s-a mai reparat de bine de rău acum și atât. Bacalbașa, dacă nu mă înșel, scrie că la 1906, aici la Piața Operei, a auzit pentru prima oară urlând lupii. Deci, București era foarte mic. Era acest miez foarte important și numărul lor, după această paranteză, o să vă dau niște cifre să vedeți cât de mare era fenomenul. Pentru că era și o zonă comercială și, evident, trăgeau foarte mulți străini. Iată ce spunea generalul Popovici, comandantul armatei de ocupație. S-a intervenit pe lângă onorabila poliție ca persoanele feminine compromise să fie tratate în consecință, având și convingerea că s-a procedat polițienește corect. Deoarece însă, împotriva așteptărilor, voala lumească, cum s-a spus mai sus, este în plină creștere în București, e de absolută nevoie să cunoaștem ce măsuri polițienești sanitare există împotriva prostituatelor din capitală pe care numai domniile voastre le puteți lua. Prin urmare, onorabila poliție este rugată să binevoiască nu numai să dea asigurări ca până acum, adică să se facă româncești, dar spre binele omenirii să pășească în mod efectiv la executarea vizitării regulate, periodice, a tuturor prostituatelor din București, din toate sectoarele orașului. Încheie citat. Pentru a fi regularizate, adică intrate în legalitate, aceste date primesc, cum am mai spus, livrezoane, condicuțe. Boala s-a constatat că s-a înmulțit peste măsură între gradele de jos. Așa se constata într-un raport polițienesc, că între gradele de jos s-a lățit. Gradele de sus mergeau în saloane, la cele mai importante, la protipendada. Venim mai spre vremurile de acum. Am vorbit așadar de gubele unui sistem învechit, practic străinii ne spuneau cum se face mult. E timpul să coborăm la aspecte care țineau nemijlocite munca de poliție. De pildă, chestiunile legate de prostituția din capitală în preajma cuceririi independenței de stat. La nivelul anului 1875 existau 243 de prostituate înregistrate, subliniez, în București. 1875. În 1898, ele au sporit la 354, iar după 30 de ani, numărul lor a crescut de 10 ori,
datele oficiale. La o razie din august 1921, efectuată într-o singură seară, din 108 femei duse în arestul Prefecturii Poliției Capitale, 73 erau prostituate cu micuță, iar restul clandestine. Dintre care, după cuvenitele băgări de seamă, s-a stabilit că 8 erau de fapt urmărite pentru diverse infracțiuni. Fac precizarea că în documentele polițienești, până în 89, inclusiv din vremea miliției, exista o sublinie de muncă. Se spunea ofițer pe problemă cu privire la aceste prostituate și măsura în care ele, pe lângă această faptă supusă probului public, comiteau și alte fapte, era o rubrică specială în bilanțuri și în statistici. Spunea că a furat, că s-a angajat femeie de serviciu și sub această acoperire practica și prostituția și fura. Și așa mai departe. Deci, 8 erau urmărite pentru diverse infracțiuni. Dintre toate, 41 au fost duse la secția specială de la Spitalul Polentina, secție care se numea pentru boli lumești. O condică de sănătate din 1904 cuprindea chestiuni de numărul condicii, data eliberării, numele și prenumele pronumele, se spunea atunci, prenumele prostituate, etatea, starea civilă, localitatea de naștere, naționalitatea, pentru că foarte multe nu erau românci, atenție. Naționalitatea, religia, adresa, dacă locuiește singură sau într-o casă de prostituție, numele femeii care o dirigă, nu există o proxeneții bărbați. Foarte important. Continuăm. Pedepse suferite, un portret fotografic, precum și toate vizitațiile medicale. Funcționarii primăriei, însărcinați cu privegherea prostituției, înscriau toate prostituatele într-un registru. O copie a acestui registru se trimitea obligatoriu Prefecturii Poliției Capitale. Agenții Poliției Administrative, deci agenți, nu agenții Poliției Judiciare, agenții Poliției Administrative, chestiunea se schimbă în perioada lui Gavrilo Marinescu, 30-40, 1930-40, dar despre o vorbim mai încolo. Așa. Agenții Poliției Administrative erau obligați să dea concurs funcționarilor comunali. Primăria percepea o taxă a caselor de prostituție de 5 până la 20 de lei pe an de fiecare femeie. Aici îmi lipsește o statistică, pentru că cifrele nu oferă nimic dacă eu nu spun cât costa o pâine, cât era un bou, cât era o casă și așa mai departe. Deci, de la 5 până la 20 de lei de fiecare femeie pe an. Individual, condicuța se libera gratis. Femeile vizitate de medic la domiciliu plăteau o taxă de maxim 6 lei. Nu știm dacă în bani ori în natură. Pentru vizitația medicală, taxarea prostituatelor singure era de maxim 16 lei pe lună. Deci, unul mai mare. Iar acelor din casele de prostituție, de 9 lei pe lună. Examenul medical, aici ai un citat, examenul medical are să constate prezența semnelor unei infecțiuni locale sau generale, a unei boli venerice sau unei boli infecțioase. La fiecare vizitație medicală se vor examina părțile genitale cu ajutorul unui speculum și al altor instrumente, adică părțile genitale externe, orificiul uretrei, vagina și gura mitrei, regiunea inghinală și interiorul pe toată suprafața pielei. Am redat din regulamentul de aplicare, să spunem, acestei ordonanțe. Femeia care solicita deschiderea unei case de prostituție trebuia verificată în arhiva Poliției Capitale, evident, dacă nu cumva a fost supusă la o pedeapsă corecțională. Casa de prostituție trebuia să fie curată, spațioasă, separată de casele vecine. Vorba vine că unele erau adevărate cu bombe. Nu se deschideau în preajma bisericilor, a grădinilor publice, a teatrelor, a cazărmilor, a hotelurilor, birturilor, cârciumilor, cafenelelor, grădinilor, restaurante, sălilor de spectacol, sălilor de dans.
Bărbații nu aveau voie să dirige o casă de prostituție, iar femeia măritată trebuia să aibă neapărat consimțământul scris al bărbatului, consimțământ dat la poliție. Emanuel Pache Protopopescu, ați auzit și dumneavoastră, probabil un primar foarte bun al Bucureștiului, care din niște ulicioare de aici, de la Universitate, încolo spre ProTV și Iancului, a deschis un bulevard frumos. Între lui a avut și o statuie, l-au dat jos cu miniștii, ca așa, ca victime statuile. Emanuel Pache Protopopescu, puțină lume știe, eu am descoperit că a fost și prefect al Poliției Capitale. În timpul unui cabinet liberal, într-adevăr, un prefect al Poliției Capitale Meteoric, în perioada 5 mai 5 noiembrie 1876. Cum a suit în funcție, pentru că era unul reformelor, Protopopescu ia mai multe măsuri, printre care și pe cele în contra prostituției. Măsuri care vor atrage zeflemeaua bucureștenilor. Astfel, el obligă femeile înregistrate la poliție să poarte o lentă, adică o panglică lată, la vestimentație tot timpul. Iar toate bordelurile să aibă un număr de la intrare și un felinar roșu. În lipsa altei surse, desigur cu rezervele de rigoare, în 1876 avem cea mai veche mărturie a felinarului roșu vestit și a numărului de la casă și a semnului ăsta, numai panglici, de-a lor să poarte panglici. Întreprinzătoarea, care era numită factoriță, nu putea propune vizitatorilor, clientelei, decât pe acelea care erau perfect sănătoase. Pe celelalte, pe cele mă țineam. Înainte de a avea așa apropieri, apropieri se numeau. Deci nu rapoarte, cum ați spune cineva. Raport, apropieri. Femeia și bărbatul trebuiau să-și examineze reciproc organele genitale. Nu glumesc aici. Spre a vedea dacă sunt sănătoși. Așa cum se scria în instrucțiunile pentru case de prostituțiune, document elaborat de un jurist, desigur, la 13 ianuarie 1899. Înainte și după fiecare raport, femeia era datoare să spele organele cu un irigator și o cantitate ca la jumătate de o cad de soluție caldă profilactică cu acid boric 5%. Doamne ferește! Orice femeie sau orice bărbat ce au avut raport sexual împreună, citesc din document oficial, urmează a se spăla și urina imediat după contactul respectiv. Prefectura Poliției Capitale avea dreptul datorire ca în stradă și în locuri publice și în locale deschise publicului să nu se ofenseze morala și decența prin provocațiune directă sau indirectă la prostituție. V-ați plictisit. Hai că mai. Fetițele nu aveau voie să facă reclamă. Asta iarăși consideră important. Deci, nu puteau sta în fața casei, în chip ostentativ, iar ferestrele stabilimentului trebuiau să aibă perdelele neapărat trase. Băieții sub 17 ani nu puteau intra în casele de prostituție. Deci, l-a putat bătrâneță. Din punct de vedere juridic, în perioada după primul război mondial, prostituția era încadrată în categoria atentat contra bunelor morale. Și de aici, polițiștii care luptau pe această linie erau socotiți de la moral. Deși prostituția era socotită o necesitate, ea, citesc, provoacă la trândăvie un mare număr de femei, dintre care o bună parte ar putea fi factor de producțiune. Dacă n-ar fi vremea și n-am știa, n-am zice că vorbesc comuniști aici, care se luptau cu dușmanii poporului. Deci acele femei ar putea fi factor de producțiune. În București, anilor 20, prostituția constituia deseori un
un mijloc de completare a veniturilor pentru servitoare, guvernante și chiar pentru unele artiste. Aici vreau să vă zic că niște chestiuni foarte exacte, adevărate. Presa vremii, am luat și eu aici acolo, diverse ziare, este plină de documente care atestă. 1. Servitoarele. La Prefectura Poliției Capitale s-a înființat un birou de servitori. Nu că erau ăia servitori, toți suntem la urmă servitori. Fenomenul infracțional în domeniul acestor servitori. Servitori era termenul generic, deci în lege sunt vreo 10 rânduri. Birjar, om de serviciu, pescar, vechil, fată care are grijă de copil, măturător, portar, paznic al iazului. Ce mai vreți dumneavoastră? Toate astea. Pentru că clasa burgheză, clasa de mijloc, era destul de dezvoltată, foarte mulți angajau. De ce a înființat poliția acest birou de servitori? La Prefectura Poliției Capitale, în teritoriul bănuiesc și acolo era, la nivel de județ. Pentru că trebuiau neapărat să verificați la cazier. Foarte mulți erau infractori voiajori. Și se angajau la ăsta, îi puneau cloroform, îl mângeau așa puțin pe la nas și a doua zi se trezea cu casa goală. Foarte multe erau iarăși prostituate. Și ne mai vorbim de crime, să vedeți crime în perioada interbelică, pentru mine ca ortodox și ca apărător al ortodoxiei, a fost foarte șocant să găsesc crime comise la familii mari de către acești servitori. Unii care, deci, era angajat astăzi, a doua zi sau a treia zi, gata. Și ceea ce e important e că poliția a fost tot cu ajutorul și așa mai departe. Am găsit cazuistica la fața locului, s-a transportat inspectorul de siguranță Fotopopescu, care făcând investigațiuni și nu știu ce, a doua zi l-a prins pe autor și... A doua, foarte sigură, informație foarte sigură, este legată de cele care acționau în locală. Bucureștiul, anilor interperici, aveau puzderie de locală, de la cele mai ordinare speluri și bombe, până la cele mai frumoase hoteluri și... Ați auzit și dumneavoastră, probabil, poveștile legate de București, interbelie. Ei, foarte multe se foloseau de această acoperire și că erau chelnerițe, că erau bucătărese, abordau clienții în felul ăsta. Așa. În anul 1936, numărul polițiștilor bucureșteni destinați a executa controle cu privire la populația care se ocupa cu această meserie era de 20. În condițiile în care Prefectura Poliției Capitale avea 1430 de oameni, la care se adăugau 2030 de gardieni publici care aveau sediu aici pe șoseaua Bonaparte, în spatele guvernului. Clădirea există și azi. O să facă probabil un tur de sticlă de la Chicios și o să cadă. E clădire care a purtat numele regelui Carol al II-lea. Deci erau în total 1400 plus 2000, 3400 de polițiști, 20 erau destinați pentru a controla acest fenomen. Ei efectuau verificări la hoteluri și camere mobilate, urmărind respectarea tarifelor de cazare, combaterea prostituției clandestine, soluționarea diferendelor între patroni și turiști, igiena localurilor, personalul de deservire, făceau verificări la fișele polițienești. Într-o lucrare din perioada interbelică, sub directorul poliției, din 34-36, cred, sub directorul poliției de siguranță, dr. Eugen Viam, care a fost unul dintre cei mai mari teoreticieni pe care i-am în poliția. Acest om a plecat, a fost apropiat al lui Carol al II-lea, dar nu s-a plecat la Mărșării. A părăsit țara cu Carol al II-lea și a ajuns pentru domniile voastre consilier al fondatorului FBI, Edgar Hoover. Noi nu știm, prezentăm asemenea oameni, noi prezentăm numai paneliștii și nenorociți.
Deci a fost un adevărat profesionist, firește că ar fi sfârșit la Fălgăraș, închisoarea polițiștilor sau l-ar fi omorât ăștia, ar fi găsit vreo acolo sețeală. Iată ce, deci Eugen Bianu considera și fac precizarea că nu era un tip foarte categoric, ci era un om de un anumit echilibru. Criminalitatea a crescut, beția, lenea, mizeria fiziologică, cerșătoria, prostituția tot mai mare, vagabondajul, sunt tot mai prezente. Rândurile pușcăriașilor se îngroașă pe zi ce trece. Literatura pornografică, presa ce prezintă în detaliu crimele, fotografiile imorale, coruperea tineretului, criminalitatea infantilă, toate cunosc niveluri fără precedent. Iată deci o altă fațetă a acestui București idilic, pe care foarte mulți așa înalță în slava cerului și curgea lapte și miere Bucureștiul interbelic. Cine a cunoscut fenomenul, arată că nu era așa Bucureștiul puritan și frumos și plin de balerini. Și vreau să vă spun că, din ce am cercetat eu ca o mândrie profesională, întotdeauna poliția a avut control în toate epocile. Și acum are, dar acum am și îi ia pe alături. Întotdeauna fenomenul a fost foarte bine, din punct de vedere informativ, controlat. Dar să vedeți în vremea comunistă că a fost și atunci. În documente, prostituatele apar cu denumirea curve, lelițe, taliance, mititice, vinoncoa, iar mai târziu, podărese, adică traseste, cocote, madame, proxenete. Astăzi știm cu toți cum le spune, păcentură, păcentura politicii, traseste sau simplu curve. Într-un document din 1903, citez, vă fac cunoscut că este interzis cu desăvârșirea antreprenorilor de cârciuri, cafenele, grădini publice, de a avea în localul lor așa numite dame de consumație, punând obligația acestor antreprenori, cafeneile care servesc în aceste locuri, să poarte uniformă și anume, talie și foi simple de culoare neagră, șorț alb, iar pe cap, bonețica albă. Asta este ordonanța prefectului Poliției Capitalei, numărul 14452, din 2 iunie 1903, dată în vremea prefectului Ian Cusaita, un prefect extraordinar de bun. Dar iată că, nouă mi se pare acum, în muzeul Ian Cusaita a fost prefect al Poliției Capitalei, sub Vasile Lască, cel mai bun ministru de interne pe care l-a avut România și acum arată vremurile, nu o să avem acolo, care e. Vasile Lască. Potrivit articolului 44 din regulamentul pentru prevenirea prostituției, berările care, în care serviciul se făcea cu chelnerițe, exercită în mod clandestin prostituțiunea. Poliția Capitalei va lua măsuri și ele se vor închide. Un regulament al supravegherii prostituției în Capitale a fost elaborat de ofițeri din cadrul Prefecturii Poliției Capitalei în 1998. V-ați dat seama, probabil am trecut la partea legislativă. În 1898, fiind virtual desființat în 1930. Legiuitorul din 1930, scrie într-un articol critic din revista Paza, plutind în plin romantism, fără să ție socoteală de starea reală a lucrurilor de la noi din țară, a închis toate casele de prostituțiune. Este un articol din revista Paza, scris de chestorul Vasile Dașchevici, un alt nebun de ăsta care a căutat în arhive și care a sfârșit călugăr la mănăstirea Cernica. A fost foarte bun pe partea teoretică, a fost chestor de sector, mason, și a sfârșit călugăr la Cernica. Iată ce spune el în continuare articolului. Autoritatea medicului, fără colaborarea și concursul poliției, face aproape iluzoriu orice control sanitar. În 1898 se pune baza unui dispensar de triaj la Prefectura Poliției Capitale. Iată de ce. Aici este și o mândrie profesională. Văzând poliția că le prinde, le duce, le regularizează, le vizitează,
Și Comitetul Sanitar nu face nimic, primăria. Și a făcut dispensar de triere în instituție. Acest dispensar de triaj se afla la Prefectura Poliției Capitale, se afla sub coordonarea unui medic angajat al Poliției, ajutat de personalul sanitar trebuitor, cu toți atașații brigăzii de moravă din Prefectura Poliției. Aici erau aduse din razi tot felul de femei găsite, făcând prostituție clandestine, prin hoteluri, piețe, băi, locuri virale. Odată ajuns aici, se făcea o anchetă socială și un examen medical. Asta e foarte important. Deci noi atunci, în vremea aia, se făcea anchetă socială în cazul ăsta. Aș vrea acum, dacă aș avea o putere și m-ar mai ține Dumnezeu, să fac, cum spuneți dumneavoastră, studiul ăsta comparat, să văd câte poliții din lume făceau anchetă socială în 1930. În 1898, pardon, 1898. Odată ajuns aici, așa, am scris că se făcea anchetă socială și examen medical. Cele bolnave erau internate la Spitalul Corentinan, fractoarele primare erau plasate la domiciliu, deci se făcea, iarăși, diferențe, nu le băga pe toate într-o oală. Minorele erau încredințate părinților, după ce li s-au dat povețe de rigoare, fiind sfătuite să se oprească din calea plină de plindești după care au apucat. Fiecare înțelegea ce dorea și numărul de povețe avea el în vreme. Îmi îngăduie observație. Azi am multe dame de consumație ale capitalei, iau masa la localul Uștaif, frecventează milionar, apar pe coperta unor reviste, le dau lecții de moralitate și buimăcesc o generație care, unde scara valorilor e invers. Un vechi polițist scria în 1924 un articol întreg despre păsările de noapte. Citez. Odată cu scoborârea înserării se abate asupra centrului capitalei un stol complet dintre acele nenorocite păsări de noapte. Unele direct victime la ale destrăbălării moravurilor la care a ajuns bietul nostru regat. Iar cele mai multe, sclave ale instinctului lor de perversitate și de lene ce le stăpânește, ce le sustrage oricărei munci rodnice și cinstite. Și numărul lor e atât de mare, încât lepra prostituției se întinde amenințătoare, tânzând să otrăvească toate izvoarele curate ale vieții de familie și transformă București într-o mostră casă de toleranță. Mostră monstruoasă. Seara pe stradă, în plin centru al capitalei, ai impresia că viciul răsare din gropile de canal și se revarsă tumultuos asupra tuturor trotuarelor capitalei. Am încheiat citatul. În vremea aia, ca și acum, era o mare criză de locuințe. Băieții de prăvălie, liceenii, studenții, militarii, nu puteau duce acasă pe aleasa de o clipă a pasiunilor. Am zis eu. Pe dulcinea. Vorbeau cu portarul de hotel. Chestiunile astea sunt foarte prezente în momentele polițienești. Aia spun că poliția de siguranță, poliția informativă din care fac și parte. A stăpânii fenomenului. Notele sunt la archive, așa pe A5, cu foarte bine conspirat, fără numele agentului, fără nimic, și conțin inclusiv numele majestății sale regelui. Vădă că erau foarte curajoși. Deci, reiau. Pentru a merge cu Dulcinea, vorbeau cu portarul de hotel, care îi taxa pentru o mansardă cu 40 de lei. În 12 ore se perindau 6-7 perechi. Erau cele mari. Ați auzit de Bița Ciclista, nu? Cea mai celebră prostituată a epocii. E adevărat una de lux. Această Bița Ciclista, numele îi vine de la ziaristul George Ranechi. Îmi place să cânt, mie îmi place când preiau o anumită denumire, un nume pentru o sintagmă, să văd cine a fost ăla care a găsit-o, că ăla e important. Așa vă întâlnăm informație, dacă vă uitați pe net acum, jumate din alea puse pe net, sunt luate de la mine. Și mă duc eu să-i acuză de plagiat. Mița Bicicleta, deci ziaristul George Ranechi, care a cunoscut-o, probabil, nu fi fost și intim, și a scris despre ea, a făcut tot ce trebuie, că altfel n-am și știut nimic despre ea, probabil.
Iată cum se numea Maria Mihăilescu, fică de spălătoreasă, născută în 1885 în satul prahovean Ghițești. Ghițești e aici acolo în Crăști, într-o zonă de-asta cu suedeci. Din vânzarea de plăceri între clienți s-ar fi numărat, atenție, și regii Leopold al Belgiei și Ferdinand. Despre Ferdinand sunt mai pus. Eu am o mare... am o mare respect pentru acest rege. Mă îndoiesc cum au scris tot felul de trecături de ăștia prin memorialistică, pe aici pe acolo, că Ferdinand ar fi frecventat. El avea un complex ăsta cu urechile clăpăuge, cu de-aia cu de-aia mai din profil. Avea multe bube, dar în schimb la Carol al II-lea există note în original polițienești și există un om al regimului, în care o să vă citesc, ministrul de interne Armand Călinescu, care scrie în jurnalul că îi raportează siguranța că agață prostituată. Deci vorbim de documente, că așa și dumneavoastră o să ziceți dovadă. Deci era din Ghițești, din vânzarea de plăceri, printre care v-am spus cine s-ar fi numărat, dar și deci cei doi regi ar fi fost între clienți și eminentul medic legist Nicolae Minovici, de care sigur ați auzit, care, atenție, a fost într-o vreme angajat al prefectului Poliției Capitale. Această femeie a prosperat nespus, a ajuns să aibă un palat care, în opinia mea, îți valorează câteva milioane de euro. Și dacă începeți un studiu sau cine se ocupă în sală asta, am să zic un domn lector care își dă o teză de doctorat, probabil știe că pe Cristian Tel, aici, aproape de Piața Amzei, la numărul 19, există clădire. Am fotografiat-o și eu, am intrat pe acolo, m-am alergat ea, urâția care stau pe acolo, fără forme legale. Și dacă am intrat în limbajul de lemnuri. Este un adevărat palat. Luați de aici, pe lângă clădirea asta a Seului. Piața Amzei, care pe. Și în față e Cristian Tel, ajungeți, dați în Calea Victoriei, îi vedeți palatul, e cu cariatide, cu balcoane, în stil baroc, e o frumusețe. E făcut din vânzarea trupului. Se îmbrăca, așa cum spunea acest George Ranichi, după ultimele jurnale de modă. Lua masa la restaurantul hotelului Atene, Atene Palace Hilton de azi, făcea fasoane oricui, iar în anii 40 s-a măritat chiar cu un general. Dovadă că fiecare prostituată ajunge femeie de casă și își găsește cât un ofițer. S-a numit Alexandru Dumitrescu și l-a îmbrăcat foarte frumos. Femeia sfârșită bătrânețe, cu șuncile curgându-i de pe tot trupul, tot ăsta scrie, ruinată și părăsită ca orice om fără rost și fără Dumnezeu. În plină dictatură regală, în anul 1939, în București, erau 3.000 de prostituate. 3.000 așa fix, da, vă dați seama. Cu condicuță, 3.000. Iarăși, n-am avut timp, că trebuia să scop populația, ca să facem o plus, populația flotantă. Doar o treime se prezentau regulat la vizita sanitară, adică de două ori pe săptămână. Așa cum cerea un normativ. Restul de 2000 erau cele numite singuratice, care practicau această înjositoare ocupație în afara caselor de tolerare. Ele constituiau un pericol pentru sănătatea celor ce apelau la tratamentul lor. S-a spus că însuși prefectul poliției, Cavrilă Marinescu, a patronat un bordel lângă parcul Carol destinatarul banilor, rezultați fiind rege. Când de ziua Unirii, anul 1933, studenții legionari au depus o coroană la monumentul eroului necunoscut, ei au dezvăluit opiniei publice existența aproape de un loc sacru al românilor, după cum știți, monumentul eroului necunoscut, primul război mondial, au dezvăluit opiniei publice existența unui stabiliment care îl pângărea. Și, într-adevăr, aici era un tricou, adică casă de toleranță, casă de pariuri și cazinou, patronat de prefectul poliției, prin intermediar, să înțelegem.
Dezvăluirea pentru întreaga țară a sacrilegiului făcut de rege și de sluga sa, se scria în presa vremii, a produs furie la palat. Dar ceremonia studențească a fost crud reprimată de poliție. Imoralitatea suveranului, din păcate, și aici fac o paranteză să nu confundăm, a fost și săptămâna asta, că nu mai știu, am mai emoționat timpul la o dezbatere la adevărul, să nu confundăm prefectul poliției cu întreaga instituție, să nu confundăm monarhul cu monarhia. Moralitatea lui Carol al II-lea a fost certă. Citesc. Eugen Cristescu îmi spune uneori că regele culege femei de pe stradă. Era subdirectorul poliției. Nota la 24 iunie 1932, un apropiat al, un intim chiar al regelui, Arman Călinescu, subsecretar de stat la interne. Iar ministrul de interne, Constantin Arcetoianu, scria despre rege că mergea într-un fort de două ore, de două locuri, pe străzile Brezoianu și Sărindan. Pentru cine nu știe, Brezoianu este unde McDonald's-ul, că tot e un reper, cu regina Elisabeta, da? O, aici jos, unde e acum Institutul Cervantes, Brezoianu, Sărindan, este actorul Constantin Mile, cum ne uităm la cercul militar, pe lângă el, în jos, unde a fost presa comunistă, adevărul și asta. Deci iată, el venea de la Palatul Legal și l-a dat aici. Firește că agenții de siguranță, care erau foarte meseriași, deci vă spun, fără nicio dată, am fi noi acum ca ei, am fi sus de tot, da. Agenții de siguranță raportau totul cu curaj, pentru că munca se făcea foarte calificat. Agenții de siguranță care au cules informații, nu numai ca în camuri din astea și despre prostituție, despre criminal, despre nenorociri, despre oameni din anturajul regelui, nu aveau nimeni. Și oricât le-am scotocit eu de nebun prin arhive, n-am găsit decât un indicativ. 332. Prefectura Poliției Capitale. Birou de siguranță, brigada mobilă. Agent, 9-362. Așa era. Și el era 362, dar era acolo, într-un registru, unde se știa cine e și cum și-a salariul. Și așa mai departe. Deci se făcea cu capul. Deci, regele mergea într-un fort, de două locuri, pe străzile Brezoianu și Sărindar. Citesc din jurnalul Călinescu. Nu din capul. Aborda câte o prostituată, o ducea la palat și după o ședință mai lungă sau mai scurtă, îi da drumul cu un bilet de 500 sau 1000 de lei. La ieșirea din palat, pațachina e ridicată de agenții poliției și dusă la Gavrilă Marinescu, șeful treburilor murdare, care îi mai dă 5000 de lei și o amenință cu moartea, dacă spune ceva. Cu timpul, Gavrilă organizase acest serviciu, înlăturând din drumul regelui libera concurență și presărând străzile din jurul palatului cu clientele lui. Prin discreția și negocia cu care îndeplinea acest serviciu, Gavrilă Marinescu și-a asigurat încrederea regelui și permanența la prefectura poliției cu toate abuzurile pe care le-a săvârșit. Al citat, siguranța mi-aduce informații că regele este tot mai frecvent în noaptea și că merge la piața Sfântul Gheorghe, pe cheiul Dumboviței și ia femei de cea mai joasă speță, nota Arman Călinescu la 5 decembrie 32. Într-o întâlnire a acestuia lui Călinescu cu prefectul poliției, la Gheorghe Marinescu, acesta din urmă i-a declarat că a luat toate măsurile prevăzute pe lege pentru rege. Probabil să-l protejeze de aceste chestiuni. Potrivit brigăzii de morală din cadrul Prefecturii Poliției Capitale, de GPMB-ul de azi, la nivelul anului 1938 existau 1272 de prostituate înregistrate, la care se adăugau, din câte știu eu, populația capitală era de vreo 600 de mii, total. La care se adăugau în jur de 1000-1050 de clandestine. Deci era cam paritate. Asta pentru cei care sunt pentru legalizare, că gata, duce la reducerea fenomenului. Acest număr rezultând din razele executate de polițiști și din informațiile centralizate săptămânal. Era un număr foarte mare, am zis eu. Dintre toate, au fost găsite bolnave numai puțin de 944. Dintre cele înregistrate,
Deci, iată, din 1272, 944 erau bolnave. Și din 1050 clandestine, 630 au fost găsite bolnave. Totalul celor supuse vizitației medicale, la 5 dispensare, un an mai târziu, era de 2212 înregistrate și 1670 clandestine. Revin la Gabriel Marinescu. Se cunoaște faptul că în afară de amanta sa oficială, Elena Ludescu, Wolf, regele avea slăbiciune pentru femeile de stradă, mai ales pentru țigănci. Și pentru actrițele de cabaret, cu vastă experiență, imoralitatea suveranului a fost certă, cum v-am mai spus. Aici trec peste niște informații, pentru că n-aș vrea să ne lungim prea mult. Prostituția în Bucureștiul anului 1939. Zi și noapte trotuarele și speluncile, citesc din presa vremii, Universul. Zi și noapte pe trotuarele și speluncile de pe Grivița sunt străbătute de roiuri de femei în majoritatea cazurilor în căutarea unui pol și a unui pahar de vin sau cafea. Chiar peste drum de gară la numărul 154 se află Casa Nădejdilor Spulberate. Casa Nădejdilor Spulberate, proprietatea lui Alexandru Popa. Locuitorii cartierului sunt funcționari scăpătați, clienți de spelunci, prostituate, vagabonzi. Cu 2 ani înainte, revista Poliției semnala faptul că Ministerul Sănătății a desfințat Crucea de Piatră. Da? Deci în 37, cartierul prostituției, ceea ce a condus la mutarea proxeneților de în zona asta, în Calea Griviței, adică în zona Matache Măcelaru, Garea de Nord. Într-o conversație pe o oră desfășurată în birou de la Prefectura Poliției Capitalei, Jacques Berariu, care era decanul jurnaliștilor români atunci, publica în ziarul Rampa din 18 iunie 34 un interviu cu Prefectul Poliției, care vorbea de proasta combatere a fenomenului de către subordonați, care sunt plătiți prost, faptul care genera corupție, și vorbea de prostituția ca problemă socială. La nivelul întregului regat, și Marinescu avea informații, pentru că fac o mică paranteză, acest om despre care eu am scris o carte lansată la Academia Română de Ziua Poliției cu la vestir, a fost un om care a trecut de la o extremă la alta într-un chip atât de nenorocit încât a sfârșit de gloanță la Jilava. Deci un om care a fost șef de promoție la școala de fire militar de la Iași. A fost șef de promoție la școala de război. A luptat în primul război mondial și a fost decorat cu Mihai Viteazul, cea mai înaltă distinție militară a noastră. A fost rănit. A ajuns să se pună în slujba acestei camarile care a dus țara la dezastru. Și, cum am mai spus, a sfârșit de gloanță. El, trebuie să dăm crezare cifrelor despre prostituția lui Marinescu, pentru că era un om foarte bine informat. Pe lângă prefect al Poliției Capitalei, în mod abuziv, în același timp, a fost subsecretar de stat la interne, președinte al Federației Române de Fotbal Asociație, FRFA, cu sediu pe strada Batiștei, președinte al clubului de fotbal Venus București, care avea sediul aceea unde se întâlnesc fetițele masculine. Aceea aproape de noi, la Piața Bucării. Aici era clubul Venus București. Președinte al Asociației Vitejii Neamului avea cai și avea grajduri, cai pe care paria la hipodromul din București, existent unde e grădina Băneasa și clădirile alea urâte de sticlă de acum, Piața Presei Libere. Organiza Cupa Gabriel Marinescu la Ruibi. Iată deci un om cu multiple valențe, un om preocupat de fenomenul sportiv, de fenomenul militar, care, cum am mai spus, a spus și rău. Potrivit lui Marinescu, în întregul regat, din 2700 de femei, din 12.000, autori de infracțiuni, da?
Au fost identificate 58 de prostituate. În privința tricourilor și a caselor de toleranță, Gavelă spunea că, citesc, sunt două chestiuni care scapă controlul poliției noastre. De pildă, cluburile erau taxate de primărie, Ministerul Finanțelor și Regia Monopolilor Statului, la fel. Poliția va verifica dacă jucătorii sunt membri ai clubului respectiv, casele particulare, unde se jucau sume mari de bani, scăpând de sub controlul polițienesc. Legea din 1929 scosese prostituția de sub controlul polițienesc, fiind trecută la Ministerul Sănătății. De atunci a început destrăbălarea, spune el. Lupta e zadarnică. Jocul de cărți, femeia, vinul, sunt păcate incurabile. Ele aparțin vieții, domnule Berariu. Nu ne rămâne decât să le canalizăm în folosul statului. Cite, am încheiat cite. Dar ce putea face un comisar și 7 agenți destinați acestei linii de muncă, sub linii de muncă, de fapt? Deci atâta, la atâta se ajunsese în 1939 un comisar și 7 agenți. Un ofițer și 7 agenți de poliție. La Brigada de Moravuri, ziaristul întreabă dacă nu e mai bine să se angajeze polițiste. Ce să facem cu ele, domnul Berariu? Nu răzbim noi cu bărbații. În lumea aceasta mizerabilă, sentimentul este ceva degenerat. Nu mai există decât animale în fața cărora sfaturile și îndemnurile devin elemente anacronice. Am încheiat citat. În privința reeducării criminalilor, prefectul se dovedea un admirabil criminolog. O considera o problemă foarte importantă, întrucât existau, citesc, elemente bune care au căzut în greșeală și care sunt pasibile de o îndreptare. Dar ele se perfecționează în pungășie, grație mediului în care i-a zbândit. În documentele interpelice, infractorii sunt denumiți bandiți, pungași sau apași. Și acum să trecem la ceva ce am găsit chiar zilele trecute. Fac precizare, vreau să fac o cercetare ca să avem o imagine completă a instituției cu privire la istoria miliției. Adică 23 ianuarie 49, 22 decembrie 89. În analiza miliției judiciare, ceea ce ar corespunde astăzi DIC-ului, Direcția de Investigație Criminală, care are Serviciul de Investigație Criminală la Capitală și mai departe, direcția aparținând Direcțiunii Generale a Miliției, IGPR-ul de azi, pentru anul 1951, deci vorbim de documente, nu de vorbe din presă, se recunoștea existența fenomenului prostituției, care, în mod evident, era pus pe seama grelei mușterii. Burghezi. Se considera că pe această linie de muncă s-au obținut o serie de realizări și acum venea autocritica. Știți că în comunism autocritica trebuia să depășească critica. Știți cum era critica? În ședința de partid te ridica și zicea, tovarășe Șinca, Popescu. Vedeți că sunteți de schia la un nasturi. Să zice. Și tovarășul, ca să-și facă autocritica, trebuia să spună ceva de genul. Nu e adevărat, tovarășii, sunt de schia, nu numai la un nasture, la toți nasturii, ba, mi se vede și... Da? Deci, totul se punea pe seama regimului burghez. Se considera că pe această linie de muncă s-a obținut o serie de realizări gingașe. Și acum venea autocritica. Așa, citesc, miliția nu a desfășurat o activitate suficientă pentru descoperirea organizatorilor traficării prostituției și altor vicii sociale ale societății noastre de democrație populară. În anul 1951, și aici avem o cifră, miliția a identificat pe teritoriul RPR, Republicii Populare Române, 2736 de prostituate. Deci în 51. În scădere față de 3298 în 1950. Deci în 50.
Existau de asemenea 3607 vagabonzi și 101 cazuri de perversiuni sexuale instrumentate de miliția anchete din DGM. Miliția anchete, o instituție absolut teroristă, o instituție de idioți, în plină epocă stalinistă. Miliția anchete este strămoșa direcției cercetări penale. Avea și securitatea direcției de anchete, avea și miliția. Vă dau doar așa, pentru știința dumneavoastră, pentru ce a fost acolo, că simteți oameni tineri. Oamenii au fost atât de nebuni, atât de idioți, încât în 52, la 2 ani după înființarea miliției din vechiul aparat, mai erau 1,8%. Aveau 600 de analfabeți. Aveau săraci, jos pălăria, și eu provin de la țară. Muncitori necalificați, angajați, i-au făcut colonei direct. Știți că Ceaușescu la 32 de ani era general. I-au pus directori, șefi. Eu vorbesc despre documente SSID, strict secret de importanță deosebită și strict secret. Acum sunt declasificate, sunt la arhiva IGM-ului de la din Ștefan cel Mare și unele sunt la CNSAS. Și și-au dat seama că proștii, după ce au dat afară, i-au băgat la făgăraș, și-au dat seama că mai au cu ce să prindă hoții. Că procurorii stăteau și ei erau angajați epurați și cu cine se mai prins hoții și crescuse fenomenul. Dar iată că la prostituție, la un an, se redusese de la 3.298 la 2.736. O tovarășă, aici avem un element de cancan, o tovarășă prostituată notorie, a fost ajutată de un tovarăș milițian să se angajeze la centrala cooperației. Motivul expus de tovarășul milițian a fost că ea este informatoarea sa. Ceea ce, după ancheta zbirilor, s-a descoperit că este o minciună, că nu dă nicio informație. Documentul era strict secret, nu era informatoarea, ci era fata care încălzea patru după ce se întorcea de la vânătoarea de dușmanii poporului. La dat afară. Deci erau fluctuații de cadre atunci. Vreau să vă zic că am găsit omorul. Omorul se vârste de milițieni. Deci gradele erau milițieni, sergenți, ofițeri. Asta erau. Și la ofițeri erau gradele militarizate. Știți foarte bine. Sub locotenent, locotenent, locotenent major, după chip sovietic. Și așa mai departe. Capitan, major, len colonel, colonel și general. Majoritatea, ăia, toate, toți muncitorii, cazangii, toți ăia se făcuseră generali. Da? La alt afară. Deci erau chiar și pentru asta, că de-ar părea, acum probabil că ar face doar o cercetare, așa. Era o fluctuație mare de cadre și izbura. Am găsit omorul, am găsit violul, am găsit pierdere de armament, divulgare de documente secrete în vremea aia. Deci e o perioadă foarte urâtă. În perioada de până în 1989, existența prostituției a fost evident ocultată de regimul puritan comunist. Totuși, am observat să descoper într-un număr al revistei pentru patrie din 1974, un reportaj curajos făcut în zona Gara de Nord. A existat un reporter, după știința mea, s-a numit Ion Jalbă, nu știu dacă mai trăiește, care făcea niște reportaje, fotoreportaje foarte reușite. Aici, el a făcut investigații în zona Gara de Nord, de persoane care vagabondau, cerșătorii care își făceau veacă la miliția TF, transporturile feroviare, au încasat bastoanele de rigoare și el îi denumea în acel reportaj, care este cu fotografii, îi denumea generic parazit social. Alte referiri în publicațiile pentru patrie, în slujba patriei și în celelalte, am luat așa sporadic, nu pot să-i spun că sunt deținătorul adevărului absolut, nu se regăsesc după 1974, nu am mai găsit un reportaj despre existența fenomenului. Probabil că este în unele ziare, sub o altă formă, menționat, dar știți că regimul nu recunoștea, practic, existența lor. În memorialistica apărută acum,
după 89, în interviuri, în memorii, în ce s-a mai scris pe aici pe acolo, știți că sunt diversi reprezentanți ai Boemiei București, care relatează faptul că ei înșiși au avut, s-au întâlnit cu asemenea atrocitate, în mare parte erau agente recrutate de securitate și de miliție și unele, vreau să vă spun, că erau foarte bune prin relatările lor și culegeau informații din diverse medii infracționale, foarte bune. În final, cercetând atât cum m-au ținut pe mine baierile minții, după criteriile polițienesc și istoric, legalizarea fenomenului nu a condus la reducerea lui, ci, să-i spunem noi așa cu indulgență, la un control cuvenit și ați văzut în expunerea mea de o oră ce a fost. Mai consider eu că în țara noastră, unde instituțiile acționează unor haotic, la unele comenzi și nu la capacitatea și corectitudinea impusă de un stat de drept, legalizarea ar duce probabil la sărăcirea celor legalizate și la prosperitatea celor pirate. În plus, suntem un popor creștin, sau așa ne pretindem unii dintre noi, și eu consider că n-ar trebui să îmbrăcăm o anomalie în haina legii. Închei cu observație făcută aseară de președintele Academiei Române, domnul academician Daniel Haiduc, când i-am trimis e-mailul cu invitația, mi-a răspuns: domnule comisare, cred că nu pot participa, sunt la Cluj. Totuși, sunt uimit să văd că unele ziare nu se jenează să publice reclame pentru aceste profesioniste. Asta a fost, în esență, ce a scris. Altele sunt mai puțin importante. Aceasta a fost expunerea mea, făcută pe baza documentelor consultate la Arhivele Naționale de la Cismigiu, Fond de Eția Poliției și Siguranței, și la Arhivele de pe Calea Văcărești, Fond Prefectura Poliției Capitale, plus cărțile care s-au scris, plus presa vremii care relata diverse razii polițienești și multe dintre ele, chiar dacă sunt tipărite pe hârtie de calitate proastă, înfățișează și fotografii. Și pentru o cercetare, repet, cauți acum carul cu fund. Cam asta este ce am vrut eu să vă spun în dubla mea ipostază de ofițer și de istoric, să spunem, cronicar al poliției. Am înțeles că, în final, dacă aveți întrebări, comentarii, o stau la dispoziție în măsura în care le cunosc. Nu vorbesc despre lucruri pe care nu le cunosc. Vă rog. Îl salutăm de domnul profesor Ursan. Observăm că a venit. Ne pare rău că n-a venit de la început să-i prezentăm. Pare că gheața nu cu o întrebare, ci cu o rugăminte. Mi-a atras atenția, cum ați arătat și dumneavoastră, acest facsimil cu un abonament la o casă de toleranță și voiam să vă rog, dacă doriți, să le explicați participanților conținutului, pentru că de la distanță nu se poate vedea. Da, vreți să vă amuzați cu tot din anunțul. Păi, știți, sau dacă nu știți, vă spun, în toate documentele polițienești, notele informative sunt adesea însoțite de documente, crâmpeie de hârtie recuperate, presă, tăieturi de ziar. Și ăsta este unul din mine, din aceste recuperări. Aici scrie carte de abonament, valabilă la domnișoara Miții Vasilescu, hotelul Minerva, numărul 3. Lei 50, practic anticipat, duminica și sărbători, vizitele se primesc numai dimineață din cauza aglomerației.
Da, aici am sus. Odată cu mai să zicem ce era oficial. Noaptea întreagă se socotește două numere, la mai multe numere se face rabat. Cu stima antreprenoarea. Bun, și sus scrie, odată cu achitarea abonamentului, vă rog, a ne trimite și restul de 5 lei 5 rămas la abonamentul trecut. Repet, ca o mândrie profesională, să-i spunem, șefii cei mari, puternici zilei, au avut informații. Deci, s-a știut și acum, se știe. Bine că unii polițiști sprijină fenomenul, nu să-l combată, asta e domeniul evidenței. Și o spun foarte categoric, ca să înțelegeți că vin cu sufletul pe masă în fața dumneavoastră. Dar să fiți încredințați că în toate epocile istorice a existat informație și s-a știut despre toate lucrurile astea, ca despre toate. Și nu e bună zile de acolo. Felul cum s-au luat măsurile de către jupân e discutabil. E inclusiv de aici la jupân, cum și pe coana justiției, care nu ne ajută mereu. Da. Aștept întrebările dumneavoastră. A spus mai devreme legat de noua societate, că scara valorilor s-a schimbat foarte mult. Da, se aude. Da. Ați considerat bună o legalizare temporară. Ne dăm seama, practic, că prin legalizarea ei nu putem diminua. Dar în momentul de față, Organizația Mondială a Sănătății, fac o paranteză, în care perioadă erau 6.000, populație 600.000 de locuitori. 38. Și erau 2.200, parcă. 2.200 de prostituate. În momentul de față, București are mai puțin de 2 milioane, dacă nu greșesc. Da. Și 40.000 de prostituate. Este un raport imens față de ce a fost în trecut. Și practic, și în momentul de față, economia în trecut era mai puțin industrializată decât acum. Considerat din punctul nostru bun, din punctul nostru de vedere, ca agent, ca comisar, o legalizare temporară pentru a putea vedea bolile din punct de vedere sanitar și economic? Da. Mi-am pus și eu întrebarea asta, vreau să vă spun că nu mi-am oferit un răspuns până în momentul de față. De ce? Păi, una, mă gândesc că am suferit atâtea încât nu mai trebuie să mai se facă încă un experiment pe pielea noastră. Cred că, așa cum ați formulat dumneavoastră, temporar o legalizare, din câte știu eu, obligarea la internare, la internare și la tratament medical nu mai este, nu? În legislație. Dacă ar fi fost o legislație mai aspră și dacă, în ipoteza că se face, în opinia mea, o legalizare, doar temporar. Temporală. Temporal. Trebuie ca instituțiile care intră în atingere cu chestiunea asta să fie, să-și facă treaba. Și abia atunci o să ai un feedback, să vezi unde mai e de umblat. Și dacă... V-am citat din Marinescu, care era foarte pragmatic, el vrea bani. El vrea să exploateze fenomenul în folosul bugetului. Bani se adună și în momentul de față, doar că amenzile nu sunt plătite, dacă vorbim de problema banilor. Mă îndoiesc că în momentul în care se va legaliza și nu se vor plăti de către, și cele clandestine vor fi amendate, mă îndoiesc că se va îmbunătăți fenomenul ăsta de colectare a sumelor. Nu se va îmbunătăți. În plus, există și opoziția bisericii de care trebuie să ținem seama. Vezi? De-aia zic că aici este o întreagă discuție, n-aș vrea să mă lansez în prea multe chestiuni. Noi nu putem nici să facem ca struțul să ne ascundem și dacă nu vedem, înseamnă că nu există. Fenomenul există. Trebuie să recunoaștem o stare de fapt. Numai comuniștii spuneau că nu există și toată societatea este brici și
nu mai avem probleme. Cum spuneți dumneavoastră, da. Răspunsul meu este... Deci ați fi de acord cu o legalizare temporară? Temporară, da. Dar, practic, noi recunoaștem, îmbrăcăm în haina legii un viciu și, din punct de vedere, bisericesc, nu știu cum va fi receptat. Vreau să vă... Iar, repet, argumentul foarte este cel statistic. În 38 sau 37, nu mai știu unde aveam aici cifra, jumătate, condiții legalizării, jumătate erau clandestine, iar cele mai bolnave erau tot cele cu condicuță. 39. Da. 1939. Deci erau, ați văzut, 900 din 1200. Au fost găsite la Duhorazia poliționească, au fost găsite bolnave. Deci nu s-a dus la legalizarea, nu a dus la însănătoșirea, din potrivă. Vă dați seama, dumneavoastră face o cercetare strict științifică. Ar fi bine ca legiuitorul de azi să țină cont de ce face dumnealui, de ce s-a mai scris, de presă, inclusiv de ce am mai găsit eu prin arhive și biblioteci. Și, având această sumă de informații, să poată să dea un act normativ, având o privire de ansamblu. Mă îndoiesc însă că se vor face asemenea cercetări, la felul cum decurge la noi situația și... Da. Ne-am încadrat în timp, nu? Nu. Vă mulțumim, domnule comisar, pentru participarea dumneavoastră la conferință.